Bun găsit la știri, fostul primar al Pașcanului, deputatul USL Grigore Crăciunescu a ajuns să dea socoteală pentru numeroasele ilegalități comise în mandatul 2008-2012. Astăzi, Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că procurorii au început urmărirea penală împotriva acestuia pentru conflict de interese. Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul Crăciunescu Grigore, deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conflict de interese. Din rezoluția de începere a urmăririi penale, procurorii au reținut situația de fapt că în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, respectiv în calitate de primar al orașului Pașcani, funcție deținută în intervalul 2008-2012, învinuitul a îndeplinit acte și a participat la luarea de decizii prin care s-a realizat în mod direct un folos material pentru fiul său. Astfel, învinuitul a perfectat cu încălcarea dispozițiilor legale mai multe contracte cu societăți comerciale în care figurează ca acționar principal și sau administrator fiul său. Mai exact, în perioada în care a fost primar de Pașcani, liberalul Crăciunescu a semnat mai multe acte administrative, dispoziții și contracte de concesiune în favoarea firmei familiei sale, care au avut ca obiect amplasarea unor panouri publicitare pe domeniul public din Pașcani, fără licitație publică. Aceste aspecte au fost sesizate de fostul consilier independent Dionisia Floroaiei, care a făcut mai multe plângeri la poliție și parchet. Cunosc acuzațiile care se aduc domnului Crăciunescu și prin faptul că acum aproximativ un an de zile personal am depus plângerea penală privind săvârșirea de către domnul Crăciunescu la momentul respectiv primar al municipiului Pașcani, săvârșirea infracțiunii de conflict de interese prin faptul că a atribuit familiei, membrilor familiei sale, un număr de contracte în calitate de primar. Pot să mărturisesc faptul că am încredere în justiție, că justiția își va spune cuvântul, că e un semnal pentru toți conducătorii instituțiilor publice din Pașcani și din România, că trebuie să răspundă pentru faptele care le-au săvârșit, faptele ilegale, și aștept în continuare de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Direcția Națională Anticorupție să urmeze procedurile cu maximă rigoare și cu celeritate și cu atenție și cu privire la alte acuzații care personal le-am formulat. E un început în a curăța clasa politică de profitori care își doresc funcții doar în vederea îmbogățirii lor, îmbogățirea familiilor lor. Funcția publică trebuie exercitată în interesul cetățenilor. Deputatul Crăciunescu a refuzat să comenteze pentru TV Bit această situație. Mihaela Handra de la TV Bit Pașcani, vă deranjează? De la? TV Bit Pașcani, de la televiziunea locală din Pașcani. Da. În legătură... M-au zis? La fel a făcut și unul dintre liderii USL Iași, PSD-istul Gheorghe Nichita, care a participat astăzi la alegerile din cadrul organizației locale. El a spus că până nu va fi judecat această cauză și nu va exista o hotărâre definitivă în acest sens, deputatul pășcănean se bucură de prezumția de nevinovăție. N-am cum să comentez, sunt lucruri personale, sunt lucruri ale fiecăruia dintre noi. Și eu am fost de foarte mult în atenția presii cu tot felul de dosare care au fost făcute de unii sau de alții. Cred că întâi și întâi trebuie să primezi, să spunem, prezumția de nevinovăție și după aceea fiecare merge la instituții statului, își predează cauza, nu cunosc dosarul, nu pot să mă pronunț și nu cred că este corect și înțelept ca să vorbesc de un coleg de alianță și chiar de multe ori nici de adversarii politici nu vorbesc până în clipa în care nu se pronunță justiția. La alte televiziuni însă, parlamentarul liberal a declarat că este o victimă a unor răzbunări politice din partea foștilor săi contracandidați și că, de fapt, firma familiei sale ar fi adus bani la bugetul local. Mai mult, el a susținut că nu-și mai aduce aminte de contractele pe care le-a semnat în folosul familiei sale. Eu cred că nu sunt în conflict de interese, deci firma băiatului meu nu are nicio relație cu primăria, deci nu are niciun contract, este o firmă de servicii, prestări servicii medicale. Sunt două aspecte. Pe de o parte, sunt niște acte adiționale. Eu am renunțat la calitatea de administrator la firmă
și toate actele care erau Pitrăcinescu Grigorie trebuiau să fie Pitrăcinescu Adrian Daniel. O chestie normală și firească, dacă asta e conflict de interese, nu înțeleg eu. Mai departe este un contract de închiriere, pare mie, că trebuie să văd dosarul în totalitate, în care o firmă, băiatul meu, a plătit la primărie niște bani pentru că a pus niște panouri publicitare. Menționăm că pe numele fostului primar de Pașcani mai sunt și alte dosare penale aflate în diferite stadii în urma plângerilor făcute chiar de Consiliul Local Pașcani în vara anului 2012 pentru prejudicii de zeci de miliarde de lei conform rapoartelor Curții de Conturi. Remorca unitară a fost la un pas să producă o tragedie în comuna Moțca. Vehiculul s-a desprins de autocamionul de mare tonaj și s-a oprit în podețul din fața unei case. Din fericire, tirul nu avea viteză și astfel a fost distrusă doar calea de acces a locuinței. Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de miercuri pe drumul național 28 A la ieșirea din Moțca spre Pașcani. Remorca tirului era încărcată cu mai multe componente medicale care urmau să fie transportate la Iași. În această dimineață, la fața locului s-a deplasat o macara care a reușit să repună remorca pe șosea. Polițiștii de la rutieră l-au sancționat pe șofer cu 675 de lei și au reținut certificatul de înmatriculare pentru defecțiuni la sistemul de cuplare a vehiculului tractat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Avea viteză mare? Nu. Dar avea viteză mare, era dezastru. Scene incredibile petrecute în suburbia Gâștești, o familie întreagă a bătut o patrulă de siguranță publică a poliției Pașcani, iar unul dintre membrii a fost reținut de polițiști. Deși inițial reprezentanții IPJ și-au infirmat că polițiștii ar fi fost agresați, procurorii au decis reținerea lui Vasile Bârsan și trimiterea acestuia în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Un polițist s-a ales cu epoletul rupt de jandarmul cu câteva lovituri de bâtă din partea scandalagiului. Furia acestuia a fost susținută și de alți membri de familie, respectiv mamă, tatăl și fratele minor, care au luat la rândul lor mai multe găleți cu mizerie și le-au aruncat pe oamenii legii. Scandalul a plecat de la sesizarea unui tânăr în vârstă de 23 de ani, care a fost lovit fără motiv cu pumnul în figură de către reținut. În legătură cu incidentul mediatizat de dumneavoastră ce a avut loc în suburbia Gâștești la data de 18.03.2013. Vă pot spune faptul că în urma audierilor care au avut loc la sediul parchetului Pașcani și ce s-au desfășurat în ziua de 19 și 20 martie 2013, procurorii din cadrul parchetului pentru judecătoria Pașcani au dispus reținerea unui tânăr în vârstă de 22 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj contra bunului morabil și tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. El fiind astăzi propus judecătoriei Pașcani în vederea arestării preventive, luării sau dispunerii măsurii arestării preventive. El a comis în această dată, respectiv 18.03.2013, împreună cu alți membri ai familiei, infracțiunile anterioare, constând în faptul că au agresat fizic și verbal membrii unei patrule mixte deplasate la fața locului în urma unui apel 112, în sensul că au rupt epoletul uneia dintre membrii acestei echipe mixte și au lovit cu obiecte contundente celălalt membru. Potrivit purtătorului de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani, tânărul reținut va fi cercetat pentru infracțiunile de ultraj și loviri și alte violențe, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 5 ani de închisoare. Ceilalți 3 membri de familie, printre care și fratele minor, vor fi cercetați în stare de libertate tot pentru infracțiunea de ultraj și sfidarea organelor judiciare. În privința destinului lor, urmează să se pronunța instanța judecată și vom vedea starea în care ei vor fi cercetați în continuare de arest preventiv sau în libertate, iar dar dacă vor fi găsiți vinovați la finalul instrumentării acestui dosar penal, ei riscă o pedeapsă de până la 5 ani închisoare.
Alertă pe coridoarele școlii Iordache Cantacuzino din Pașcani, doi dintre ele fiind purtați pe targa afară din clătire. Întreaga instituție de învățământ fiind evacuată sub imboldul alarmei de incendiu. Din fericire, totul a fost un simplu exercițiu, școala găzind o simulare de incendiu. Strada Ștefan cel Mare, numărul 19. Pașcani, da, Pașcani. Exercițiul pompierilor pășcăneni s-a transformat într-un adevărat spectacol pentru cei aproape 300 de elevi din cadrul școlii. Mobilizați de cadrele didactice și personalul auxiliar, micuți au tratat acest eveniment cu seriozitate, motiv pentru care au fost evacuați din clădire în cel mai scurt timp. Sirenele autospecialei nu i-au speriat pe elevii strânși în curtea școlii, ci i-au determinat să aplaude și să se bucure ca la un adevărat spectacol, aceștia spunând în cor că vor să se facă pompieri. A luat foc! Ce anume a luat foc? Școala noastră! Și voi stați aici cu minți? Da! Ca să nu ne prindă focul, stăm aici! Eu mi-aș dori să fiu smurt! Aceste exerciții de evacuare, periodic realizate, vin în sprijinul conducerii unității de învățământ, personalului cu atribuții specifice în caz de incendiu, precum și profesorilor și elevilor. În cadrul parteneriatului pe care școala Iordache Cantacuzino îl are cu formația de pompieri pașcani, astăzi a avut loc o acțiune de simulare și de intervenție la un incendiu. Deși acțiunea a fost o simulare, totuși s-a desfășurat exact ca și cum ar fost în condiții normale. La acțiune au participat în jur de 480 de persoane, însemnând elevi, personal didactic, personal auxiliar și alte persoane care la vremea aceea, la ora aceea, se aflau prin școală. Și pentru că a fost vorba despre un simplu exercițiu, totul a fost ca la carte, sub atenta observația celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Pașcani. Astăzi n-a fost o intervenție reală, a fost de fapt un exercițiu, o simulare. Scenariul a fost un incendiu într-un laborator și cu posibile două victime, doi copii. Eu zic că exercițiul și-a atins scopul și totul a fost ok. Un caz deosebit, întâlnit de medicii pășcăneni, o mamă din Hălăucești și-a luat băiatul în vârstă de 17 ani și a fugit din spital, deși minorul urma să fie transferat la o unitate medicală din Iași. În cursul zilei de ieri, adolescentul din comuna Moțca a fost adus de ambulanță în compartimentul de primiri urgențe după ce a căzut de pe un gard. După consult, medicii de la pediatrie l-au diagnosticat cu fractura ambelor oase ale antebrațului, urmând să fie transferat la spitalul Sfânta Maria din Iași. Astfel a fost anunțat serviciul de ambulanță pașcani, dar în momentul în care un echipaj a ajuns la unitatea medicală, pacientul a dispărut fără să vorbească cu vreun medic. Băiat de 17 ani din Hălăucești, care a suferit un traumatism prin cădere de la înălțime de la aproximativ 1,5 m și s-a prezentat cu fractura ambelor oase ale antebrațului. S-a făcut recomandarea către clinica de pediatrie din Iași, dar mama a luat cu copilul la domiciliu fără aviz. Mai întâmplă, de regulă, nu chiar de regulă, dar ni s-a întâmplat ca pacienții, când aud că trebuie să fie dirijați către Iași, unii dintre ei intră în panică. Probabil același lucru s-a întâmplat și cu mama acestui băiat. Probabil că va merge, dacă nu va reveni la noi, va merge în alt centru medical, pentru că trebuie făcută imobilizarea, în aparat gipsat, sunt ambele oasele antebrațului, este un copil de 17 ani, deci sigur se va prezenta ori la serviciul nostru, ori în alt serviciu specializat pentru rezolvarea ortopedică a problemei.
Alegeri cu final așteptat la PSD de Pașcan după săptămâni de frământări și negocieri de culise. Începând de astăzi, noul președinte al organizației locale este primarul Dumitru Pantazi. În mod surprinzător, candidatura lui a fost propusă chiar de fostul președinte, senatorul Florin Constantinescu. După ce săptămâni de zile, cei doi au încercat să se convingă reciproc să renunțe, așa încât în ajunul alegerilor nu era înscris niciun candidat. Alegerile au avut loc astăzi începând cu ora 11 în prezența 130 de delegați cu drept de vot. La eveniment au participat în calitate de invitați și președintele organizației județene a PSD, primarul Iașului Gheorghe Nichita, primarii de la Cristești, Tătăruș și cel din orașul Târgu Frumos, precum și o parte dintre parlamentarii PSD ai județului. Pantazi a fost ales cu unanimitate de voturi exprimate în mod deschis. Comisia de propuneri de cadrul conferinței noastre propune candidatul care îndeplinește funcția și este trecut pentru funcția de președinte a organizației, domnul Dumitru Pantazi. O secundă ca să fim expeditivi. Sunt observații la această propunere. Sunt alte propuneri pentru funcția de președinte. Vă propun să fiți de acord să votăm deschis. Cine este de acord să votăm deschis? Mulțumesc foarte mult. Abținere potrivit nu sunt. Cine este pentru ca domnul Dumitru Pantale să fie președintele organizației Pașcan, PSD Pașcan? Cine este pentru? Abținere împotrivit nu sunt. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări domnule președinte. Totodată a fost stabilită și noua componență a Comitetului Executiv, format din 21 de membri, precum și cei 30 de delegați care vor participa la conferința județeană, care va avea loc pe data de 30 martie la Iași. Zilele următoare va fi aleasă structura noului birou permanent al PSD Pașcan, format din președinte, 7 vicepreședinți, secretar și trezorier. Pentru funcția de membru biroul de conducere a organizației PSD Pașcan, 1. Alexa Bogdan, 2. Apăvăla Etinu, Apostol Carmen, Axinte Vasile, Bălău Vasile, Constantinescu Florin, Droanță Vasile, Eduard Dumea, Haldan Vasile, Ionescu Dragoș, Micuț Benoni, Moraru Iulian, Nedelcu Gabriela, Presca Vasile, Puțintelnicu Marius, Răcilă Florin, Rățoi Neculai, Sofian Dorina, Toma Codrin, Zanet Gică. În același context, pe parcursul conferinței, o parte dintre politicienii din sală și-au prezentat punctele de vedere în legătură cu evenimentul de astăzi. Primul discurs a fost rostit chiar de fostul președinte, senatorul PSD Florin Constantinescu. El și-a prezentat raportul de activitate pe parcursul acei aproape 7 ani de mandat, concluzionând că aproape toate obiectivele și competițiile politice ale organizației PSD Pașcani au fost realizate sau câștigate, cu excepția alegerilor locale din 2008. Totodată, el a spus că nu va renunța la lupta politică pentru realizarea promisiunilor și proiectelor făcute în campaniile electorale. Activitatea mea și echipei pe care am condus-o a fost orientată spre realizarea obiectivelor propuse. De-a lungul timpului am reușit ca, prin politica noastră, prin programe și diverse activități, să dovedim că dispunem de organizație municipală puternică și bine condusă. Am preluat organizația în anul 2006, într-un moment dificil. Situația politică la acel moment, o coaliție de guvernare austeră întregului popor, PSD, în opoziție. În ciuda faptului că PSD se afla în opoziție la nivel național, am produs organizația de la Pașcan pe un trend ascendent, câștigând aproape toate bătăliile electorale. În această perioadă, 2006-2013, au fost 10 cicluri de campanie electorală. Cea mai intensă activitate, așa cum precizam, s-a desfășurat în cadrul campaniilor electorale, dovadă fiind rezultatele remarcabile obținute la nivelul organizației municipale PSD Pașcani. Aș spune, fără să mă laud, că mai rar o organizație atât de puternică și atât de unită ca a noastră. De asemenea, președintele organizației de femei a vorbit despre o serie de proiecte interesante care ar urma să fie implementate la Pașcani. Este vorba despre realizarea unui centru social cu fonduri europene sau de la bugetul de stat și cel local, care să ofere adăpost și consiliere psihologică femeilor agresate sau mămicilor minore.
Îmi propun înființarea unei asociații a femeilor social-democrate pentru a putea derula proiecte cu finanțare externă, mai ales cu impact la nivel social. De asemenea, promovarea calității de gen, a conștientizării drepturilor femeilor prin campanii și organizarea de conferințe și, de asemenea, la sediul partidului vom acorda consultanță juridică gratuită și consultanță psihologică femeilor aflate în dificultate. Și acum un proiect poate îndrăzneț, nu ușor de atins. Înființarea prin atragerea de fonduri locale, județene, guvernamentale și fonduri europene, a unui centru de consiliere și de acordare a serviciilor de sprijin pentru femeile victime ale violenței familiale și femei aflate în situații de risc social, de exemplu, tinere, mame, minore. Desigur, centrul poate să gândească dimensiuni mai mari și să adreseze și altor categorii sociale, copii ai străzii, oameni ai străzii, bătrâni singuri. Viceprimarul Pașcanului, luat prin surprindere de invitația de a ține un discurs, a vorbit pe scurt despre activitatea sa de partid. Ca președinte a organizației numărul 16 și membru în comitetul executiv al organizației PSD Pașcan, mi-am desfășurat activitatea pe perioada când am intrat în acest partid, alături de colegii mei. Am inițiat tot felul de activități, am fost prezent la toate întâlnirile. La nivel de organizație am avut întâlnire cu membrii din organizația respectivă, cu și cetățenii din zona, sau mai bine zis, secția de votare respectivă. Am notat și am încercat să rezolv multe din problemele pe care le-au ridicat, așa cum fac și în momentul de față, în funcția de viceprimar. Deci, în continuu, această activitate. Țin să mulțumesc colegilor de partid că, datorită lor, cu sprijinul politic, că am fost aleși în această funcție și sper să ducă până la capăt acest mandat și rezultatele să fie pe măsura așteptărilor cetățenilor din municipiul Pașcani. Vă mulțumesc! Unul dintre cele mai spumoase discursuri a fost cel al deputatului Neculai Rățoi, fost primar al Pașcanului. El a preferat să vorbească despre problemele care macină unitatea organizației PSD Pașcan și a făcut o pledoarie în favoarea lui Dumitru Pantazi, argumentând că un primar trebuie să aibă nu numai puterea administrativă, ci și cea politică. N-au scăpat necriticați nici senatorul Constantinescu și oamenii săi de încredere aflați în sală. Alegerile parlamentare n-au fost câștigate numai de organizație de partid de la Pașcan. Că dacă votam o organizație, nu mai ieșeam parlamentar. Deci, parlamentarii le-am câștigat și cu ajutorul. Uitați, avem aici primari. Domnul Iosu, domnul Bolohan și alți primari, care eu țin să le mulțumesc că au mobilizat populația, au mobilizat membrii de partid pentru a câștiga alegerile parlamentare. Și nu pot eu să vin să spun că am luat 70% dacă nu avem acești primari. N-am spus nimic aici alegerile în 2008. Și a fost o mare, eu știu, nenorocire că am pierdut alegerile. Și acum vin eu și vă spun dumneavoastră că nu numai președintele a fost divină, am fost și eu, printre și domnul Zanet, și mulți care sunt aici, în sală. Cel care a scris această dare de seamă care raportul, n-a comitit nimic aici. Și eu mă uit în fața aici și văd, știu care cine a scris asta. Știți? Deci trebuie și asta să o facem cunoscut. Ca să știe lumea. Și aș merge mai departe. Dacă nu există unitate în organizație de partid, nu avem rezultate, stimați colegi. Și vreau să vă spun că în 2008 n-am avut unitate. Care mai de care trece într-o parte, vrea tot să fie primar. De ce nu mai fost pe mine? De ce nu mai fost pe alt? Și eu vă spun că sunt în sală care n-au votat atunci mandatul. Să nu mă meri cu altul, eu îi cunosc. Și mă uit așa, în primul, 2, 3, vede că-i bătrâni. Am avut o activitate electroșadă,
cei mai confrunti, am putea avea maturitate, dar încă avem loc mai bine. De asemenea, Dumitru Pantazi a prezentat un plan de măsuri pentru următorii ani privind întărirea organizației PSD Pașcani. Printre ele se află creșterea numărului de membri, încurajarea tinerilor pentru a prelua ștafeta de la seniori, dar mai ales o bună comunicare și transparență în raport cu cetățenii și presa. Pantazi a mulțumit senatorului Constantinescu că a avut înțelepciunea să facă un pas în lateral și pentru propunerea în favoarea sa de a candida la funcția de președinte, amintind că și el a făcut la fel în beneficiul senatorului cu câțiva ani în urmă. Țin să mulțumesc, în primul rând, domnului Constantinescu pentru înțelepciunea și maturitatea de care a dat dovadă privind alegerea, sau mai bine zis, propunerea mea pentru funcția de președinte, pentru că în anumite momente și eu am făcut un pas lateral, lăsând culoarul liber domniei sale. Îi mulțumesc pentru acest lucru și asigur de aceeași prietenie în continuare. Ca o pată de culoare a fost intervenția scriitorului Vasile Avrămiuc. Mai în glumă, mai în serios, el a vorbit despre nevoia de continuare a reformelor instituționale inițiate de PSD și l-a asigurat pe primarul Iașului că PSD-iștii pășcăneni îl vor sprijini pentru un nou mandat de președinte la conducerea organizației județene și chiar pentru obținerea funcției de guvernator al regiunii Moldova, dacă va fi cazul. Această conferință cu speranța întemeiată că după victorie zdrobitoare din anul trecut, în alegeri, se vor produce și așteptatele schimbări de care de mult duce doar. Vorbesc în numele acelor de vârsta a treia și în raportul prezentat din domnul Dumea, am sesizat că circa jumătate din membri de partid sunt din cei de peste 65 de ani. Vorbind în numele acestora, vă mărturisesc, stimați prieteni, că nu mai avem răbdare. De ce? Nu mai avem răbdare când vedem că cei care ne-au jefuit 10 ani, aproape 10 ani, cei care ne-au zâmbit perfid de fiecare dată, încă zburdă voioși și ne râd cu nonșalanță în față. Așteptăm ca acel moment, cum s-a spus cu dreptate până la capăt, să se producă și să-i vedem pe cei care încă ne sfidează să fie puși la punct. Alegerile de astăzi s-au încheiat cu un discurs maraton și mobilizator susținut de președintele PSD Iași, Gheorghe Nichita. În prima parte a adus critici dure, dar discrete la adresa senatorului Florin Constantinescu. El a spus că senatorul pășcănean ar fi trebuit să accepte să nu mai candideze de când au început să fie organizate alegerile, nu în ultimul moment. Mai mult, Nichita a precizat că un primar este un politician mai valoros decât un parlamentar, deoarece primul a reușit să obțină în mod direct voturile de la cetățeni și l-a ajutat și pe parlamentar în campanie electorală. Nichita a mai spus că senatorul Constantinescu ar trebui să aibă un alt proiect politic pentru județ și chiar pentru regiunea Moldovei, sugerând că politicianul pășcănean ar urma să ocupe funcția de vicepreședinte al organizației județene PSD. Totodată, Nichita i-a strivit cu vorbele pe cei care au complotat și au încercat să candideze împotriva lui la șefia organizației județene, printre ei aflându-se și câțiva membri din cadrul PSD Pașcani, printre care și senatorul Florin Constantinescu. În primul rând, să începem prin la felicitat. Vreau să felicit pe domnul președinte Dorin Constantinescu, fostul președinte, că a reușit să stea 6 ani de zile în fruntea acestei organizații și că a reușit, într-adevăr, să-și suporte foarte multe lucruri. Trebuia să suporte, așa era normal. Și să ajungă la acest moment în care bilanțul este pozitiv pentru întreaga organizație. Vreau să felicit și pe Dumitru Pantazi pentru faptul că a avut înțelepciunea necesară, maturitatea necesară încă din 2006, de a înțelege, mai multă decât Nicolae Răzvan. Și o spun eu care știu. A avut bunul simț să-și respecte pe cei dinainte și la în continuare, dar și încrâncenarea, să spunem, sau
mai bine zis, voința de a continua, de a merge mai departe, de a-și evalua șansele și de a puncta exact când trebuie să puncteze. A punctat foarte clar în Consiliul Local și a înțeles că poate câștiga primăria și a câștigat-o. Și a punctat foarte bine și acum, pentru că e normal. Că atunci când conduci administrativ un oraș și ai nevoie de Consiliu, ai nevoie de consilieri care sunt oameni politici, ai nevoie să ai suportul lor în Consiliul Local, ai nevoie de președinția organizației. Alegerile în 2012 la Pașcani sunt rezultatul, într-adevăr, al organizării partidului și al candidatului, al PSD-ului, dar alegerile parlamentare de 2012 sunt rezultatul USR-ului. Ca lucru să fie foarte clar. USR-ul înseamnă două partide, în primul rând înseamnă un proiect politic pe care oamenii l-au dorit. O să mă opresc aici cu ceea ce a fost din trecut și vreau să vă spun că astăzi sunt bucuros, că Florea am avut discuții cu el. N-o să-l iert pentru treaba asta, iert în sensul bun al cuvântului. Trebuia să fac pasul acesta care l-a făcut azi la conferință, de când am declanșat alegerile. Din două motive, raționale. În primul rând, nu putem crea doi ponti de putere în organizația ta Pașcani, adică unul să fie președinte organizației și v-a dat domnul Răzoi exemplu clar al lui general, ce era președinte și el era primar. Foarte clar. Exemplu plecat din viața de zi cu zi. Și atunci nu putem ca un consilier să ducă la partid să întrebe domnul președinte contează cu ce votează la Consiliul Local. Și primarul să nu știu, să roage frumos să voteze. Nu se poate așa ceva. În același context, Gheorghe Nichita a vorbit despre municipiul Pașcani și Guvernul României, dar mai ales despre importanța proiectului administrativ de regionalizare și despre importanța referendumului din toamna acestui an pentru modificarea Constituției. La final, președintele PSD Iași a făcut și câteva dezvăluiri. El a identificat ca principal vinovat pentru pierderea alegerilor locale din Pașcani în anul 2008 pe fostul primar Neculai Rățoi, pe motiv că ar fi refuzat să-și dea demisia din funcție cu 6 luni înainte de încheierea mandatului. Mai mult, el a spus că înfrângerea de atunci și mandatul liberalului Crăciunescu s-au transformat până la urmă într-un avantaj pentru Dumitru Pantazi, care reușit să-și contureze propria personalitate politică. Au fost câțiva ani de cumpăr. Trebuie să recunoaștem organizația la Pașcani. În 2006 au început fricțiuni. Fricțiuni între generații diferite. Fricțiuni legate de faptul că inclusiv atunci organizația prin președintele ei nu reușea să creeze o perspectivă celorlalți care aveau în spate. Și sigur aici a fost deja domnul Rățoi. Trebuie să o spun foarte clar. Pentru că am și eu câteodată. Mi se pare că suntem veșnici. Nu suntem veșnici oameni buni. Trebuie să pregătim tot timpul alții care să vină să preia ștafeta. Trebuie să avem tot timpul percepția că timpul care se scurge atunci când noi conducem, se scurge numai în favoarea noastră. Trebuie să scurge și în favoarea celorlalți. Ca ei să aibă timp să acumuleze, să avem timp să-i verificăm și să avem timp mai departe. N-am reușit în 2008 să-l conving de un pas care trebuia să facă cu 6 luni înainte. Dacă îl convingeam, câștiga fantază legele la Pașcani. Dar oameni buni, tot răul spre bine. Să presupunem, imaginați-vă că ar fi câștigat fantază în 2008 primăria de la Pașcani. Era o continuare efectivă al Rățoi. Oamenii, dacă el nu putea să facă treabă, că avea un guvern de opoziție, că n-avea bani suficienți, nu vedea decât că este Rățoi doi care eșuiază. Nu vedea în Pantazi pe omul Pantazi, pe profesistul Pantazi. Îl vedea pe cel care, de fapt, este omul care l-a pus Rățoi. Să știți că, până la urmă, ăștia 4 ani de zile pentru întreaga noastră organizație la Pașcani a fost bine că a fost Crăciunescu și un PNL. Zeci de oameni s-au adunat în această dimineață la sediul primăriei din Pașcani pentru a se întâlni cu prefectul județului Iași. Sădui să fie plimbați de la ușa la alta administrațiilor publice, unii cetățeni s-au programat cu luni de zile înainte. De departe, cele mai multe probleme pe care oamenii le-au ridicat au fost cele de fond funciar.
Este vorba despre cei oameni care au o hotărâre a instanței de punere în posesie, iar autoritățile locale nu au reușit nici până momentul de față să rezolve aceste probleme. Alții au venit cu probleme sociale, cum sunt locurile de muncă, racordări la gaz metan sau amenajarea unor canalizări. La final, cei mai mulți au plecat dezamăgiți, nu din cauza faptului că prefectul nu a reușit să le rezolve problemele, ci din cauza că Romeo Olteanu a plecat după ce a ascultat ofurile a 20 de persoane pentru că era așteptat la o videoconferință. Cei care nu au reușit să intre la audiențele ținute de către prefect vor avea posibilitatea să se înscrie din nou pe data de 4 aprilie, când acesta va reveni la Pașcani. Domnul prefect a ținut astăzi la audiențe la Pașcani. Din 20 de persoane înscrise la audiențe s-au prezentat 14, plus 4 reprezentanți ai unor persoane din Comuna Hărmănești. Audiențele au început în jurul orei 11 și au durat până la ora 14:30. Toate problemele ridicate de cei prezenți la audiență au fost legate de fondul funciar, au fost probleme de vechiul amplasament al fostilor proprietari, dar au fost și câteva reclamații cu privire la activitatea comisiilor locale de fond funciar. În cazurile în care va fi nevoie, la respectivele comisii de fond funciar urmează să fie făcute verificări pentru a se clarifica dacă cele sesizate sunt reale sau nu. Energia solară a devenit noul Eldorado pentru investitori. O firmă grecească a construit în Târgu Frumos primul parc fotovoltaic din județ, care de curând a început să producă energie verde. Sece Montana Endless Energy SRL a investit 1,6 milioane de euro în 40 de panouri solare întinse pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați, teren concesionat de primăria orașului Târgu Frumos. Parcul situat pe strada Petru Rareș, la ieșirea din oraș, are o capacitate proiectată de 1 megawatt, însă în prezent energia este stocată. Va putea fi valorificată în curând, după ce se va face branșarea la Sistemul Energetic Național, care distribuie curent electric în toată România. Primăria Târgu Frumos va beneficia de 1,5% din energia produsă, bani care, conform spuselor primarului Ionel Vatamanu, vor ajunge în bugetul local. Acest parc panouri fotovoltaice a început să producă, numai că energia este stocată datorită faptului că nu s-au înțepat la sistem, nu s-au făcut legăturile. Mulțumesc că sunteți interesați de această investiție pentru cetățenii din oraș Târgu Frumos, că am înțeles, sunt mari discuții că nu s-au făcut. Într-adevăr, asta este parcul cu panouri fotovoltaice. Nu am putut să-l sărbătorim cu fanfară, cu foc de artificii, că nu ne permitem. Suntem modești, noi trebuie să lucrăm, să facem ceea ce trebuie să facem. Durata asocierii este de 30 de ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea prelungirii și extinderii capacității de producere a energiei, dacă sunt de acord ambele părți. În aceste condiții, Vatamanu a precizat că dacă proiectul va avea succes, intenționează să mai concesioneze încă o suprafață de teren în apropiere pentru mărirea capacității parcului la aproximativ 3 MW. Dacă credem că o să fie eficientă această investiție, imediat în apropiere aici mai avem și putem să ne extindem, să mai facem un parc de 2 sau 3 megawatts. Locuitorii orașului au păreri diferite despre noua investiție. Unii nici măcar nu știu cum se va folosi și ce beneficii poate aduce, iar alții cred că este o sursă de venit care va ajuta la dezvoltarea orașului. Nu știu nimic despre asta. E o părere bună. Să o țină tot așa, să mai facă parcul. Menționăm că lucrările au început la sfârșitul anului trecut și s-au finalizat în primăvara acestui an, iar din primele prognoze, parcul ar trebui să producă circa 10.000 de megawatts pe an. Apar din ce în ce mai multe accidente casnice. Un bătrân din Moțca a ajuns de urgență la spital după ce și-a scăpat flexul de mână. Deoarece avea de tăiat niște țevi care îi foloseau la treburile gospodărești, săteanul a luat flexul. Însă, într-o clipă de neatenție, acesta a scăpat unealta peste mâna dreaptă, iar pânza flexului a sancționat complet degetul arătător. Imediat, victima a cerut ajutorul rudelor, care au pus bucata desprinsă într-o pungă cu gheață și l-au transportat la spitalul din Pașcani.
Un alt caz a fost un bărbat de 59 de ani din Lespes cu traumatism toracic și de bazin prin cădere la aproximativ un metru de pe o masă. A rămas cu foaie de zi la chirurgie și un bărbat de 64 de ani cu amputație traumatică index rep în accident casnic, care a fost pansat, a primit primul ajutor, s-a făcut ATP-ul și a plecat la domiciliu. Dacă se punea problema de reconstrucția degetului, era dirijat la chirurgia mâinii. Această dirijare trebuie să facă foarte rapid, foarte repede după ce a survenit accidentul, pentru ca să existe șansa de reimplantare a degetului și de refacere a formațiunilor vasculonervoase, musculare, tendinoase. Zeci de elevi de la Colegiul Unirea din Pașcan au participat astăzi la dezbaterile din cadrul campaniei de informare și prevenire a consumului de droguri derulată de Agenția Națională Antidrog. Întâlnirea a constat în sesiuni interactive privind riscurile consumului de alcool, tutun, droguri ilegale sau substanțe etnobotanice. În urma unor studii la nivel național s-a relevat faptul că măcar 1% din cei care recunosc, dintre elevii care recunosc că au consumat unul dintre drogurile legale sau ilegale, cunoscute. La studenți, cam 25%. Activitatea din cadrul acestei campanii de informare și prevenire a fost adresată elevilor din clasele 9-12. Materialele informative au fost prezentate de către agenții de la Poliția de Proximitate din Pașcani. Aceștia au încercat să le vorbească pe limba lor, să-i conștientizeze că la dependenți șansele de recuperare sunt mici. Nu sunt permis, da, nu sunt permis. Pentru că nu sunt bune pentru elevi. De ce? Le dăunează sănătății. Influențează spre rău viața acelui tânăr sau acelor tineri. Scopul activității de astăzi este conștientizarea de către elevi a efectelor negative care le au drogurile asupra organismului uman și este adresat, bineînțeles, celor cu vârstă între 15 și 19 ani, elevii care au această vârstă cuprinsă în liceul nostru. Elevii de gimnaziu de la liceul Mihai Busuioc învață franceză prin muzică. Profesorii de specialitate au apelat la această metodă pentru a le atrage atenția și ca ora de curs să nu mai fie plictisitoare pentru învățăcei. Așadar, astăzi s-a desfășurat o activitate cultural-educativă organizată în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Francofoniei în holul Instituției de Învățământ. La eveniment au participat toți elevii din clasele 5-8 sub îndrumarea profesoarelor de limba franceză Mihaela Batincu și Anca Ionela Berlea, care au prezentat într-o formă atractivă scenete, poezii în limba franceză. De asemenea, elevii au adus în atenția celor prezenți informații interesante despre universul francofoniei. Ca de obicei, școala noastră organizează diferite activități cu ocazia zilei internaționale a francofoniei. Anul acesta, elevii claselor 5-8, coordonați de profesor Herlea Anca Ionela și profesor Batincu Mihaela, profesor de limba franceză, au pregătit un program artistic și cultural. Activitatea se va desfășura sub forma unui concurs pe clase. Clasele a 5-a și a 6-a au pregătit cântece, poezii și o scenetă în limba franceză, iar clasele a 7-a și a 8-a au pregătit tricouri cu mesaje în limba franceză. Pe toată durata evenimentului, expoziția de afișe care a avut ca temă Ziua Francofoniei a dat culoare manifestării. Pe 26 martie la București, la Hotel Marriott, Consiliul Județean Iași va organiza cel mai important eveniment de promovare a județului Iași. Evenimentul este intitulat Ambasadorii Iașului, unde au fost invitați reprezentanții ai ambasadelor din România, miniștrii din guvern, parlamentari ieșeni, președinții comisiilor parlamentare, precum și conducerile companiilor multinaționale prezente în România. Prezentarea proiectelor Iașului va fi făcută de către șeful Consiliului Județean, Cristiana Domniței, și de către primarul Gheorghe Nichita. Pe 26 martie la București, la Hotelul Marriott, Consiliul Județean Iași va organiza cel mai important eveniment de promovare a județului Iași.
La acest eveniment intitulat Ambasadorii Iașului a fost invitat reprezentanții ai ambasadelor din România, ai secțiilor comerciale de la aceste ambasade, toți miniștrii din guvern, toți parlamentarii ieșeni, toți președinții comisiilor parlamentare, precum și conducerile companiilor multinaționale prezente în România. De asemenea, ar trebui să participe și reprezentanța întregului spectru de business și cel bancar din România și nu numai. Desigur, un accent important va fi pus și pe prezența directorului general de companii multinaționale, cărora vrem să le prezentăm toate proiectele și avantajele pe care le poate avea un investitor care ar vrea să creeze un business, o fabrică sau un serviciu nou la Iași. Prin această campanie, conducerea județului se gândește să pună Iașul pe harta investițiilor din România. În cadrul prezentării, reprezentanții întregului spectru de business și bancar, directorii generali de companii multinaționale, companiile de consultanță, celor patru mari companii de audit prezente la București, vor afla care sunt principalele avantaje și care sunt proiectele pe care le poate avea orice investitor care vrea să creeze un business nou, o fabrică nouă sau un serviciu nou la Iași. La eveniment va fi prezentă și o echipă TV Bit, iar un amplu reportaj de la eveniment va fi prezentat în seara zilei de 27 martie. Coplata pentru serviciile de spitalizare va intra în vigoare de la 1 aprilie, introducerea taxei fiind aprobată prin hotărâre de guvern. Potrivit oficialului, taxa va fi cuprinsă între 5 și 10 lei și se va percepe o singură dată la externare, ea nefiind aplicabilă în cazul serviciilor de urgență. Ministrul a precizat că vor exista și persoane exceptate de la coplată și anume bolnavii cronici incluși în programele naționale și care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii până în 18 ani, gravidele, femeile care tocmai au născut, pensionarii cu pensii sub 740 de lei și persoanele cu handicap. Ceea ce privesc cazurile considerate urgențe, Nicolaescu a declarat că urmează să fie făcute o serie de protocoale noi pentru acest tip de internare, pentru a putea fi delimitați corect pacienții. Potrivit Ministrului Sănătății, s-au făcut eforturi imense în discuțiile cu Fondul Monetar Internațional pentru ca taxa să aibă o valoare mai mică. Nicolaescu și-a exprimat speranța că aplicarea coplății va duce la micșorarea numărului internării nejustificate. Coplata a fost introdusă în contractul cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anii 2013-2014, document aprobat în ședința de ieri a Guvernului. Ziua Mondială a Apei este marcată prin dezbateri, concursuri și acțiuni ecologice organizate în școlile din Pașcani în parteneriat cu angajații de la Apele Române. De exemplu, cei de la Colegiul CF Unirea din Pașcani au organizat un concurs de geografie pentru clasele de gimnaziu, unde a participat și un echipaj de la școala din Moțca. Tema aleasă a fost Africa, superlative geografice, pentru că este un continent care se confruntă cu multe fenomene desertificate și cu lipsa apei potabile sau cu infestarea cele existente. Echipajul care va câștiga la faza locală va reprezenta orașul la faza județeană. Pe 22 martie, în fiecare an, în calendarul ecologic, se sărbătorește Ziua Mondială a Apei. Astfel încât activitatea de astăzi ne prilejuiește sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, dar totodată și faza pe cer ca unui concurs județean de geografie care se numește Mihai David și este pentru clasele gimnaziale. Acest concurs are ca tematică Africa, superlative geografice. De ce Africa? Pentru că este continentul care se confruntă cel mai mult cu penuria de apă și cu fenomenul de deșertificare care se extinde mereu, din păcate, pentru o mare parte din populația Africii. Elevii trebuie să răspundă prima dată unui set de 8 întrebări, grilă sau item de tip completare. Sunt 5 seturi a câte 8 întrebări. Proba a doua este să urmărească un film geografic, un CD de la revista Terra Magazin, pe care o distribuim și noi în școală. Și a treia probă este vorba despre prezentarea unei planșe cu tema Africa, superlative geografice. Dan Deaconescu a dezvăluit o informație bombă pentru toți românii care se tem că au telefoanele ascultate. Invitat într-o emisiune TV, patronul OTV a dezvăluit că oricine poate afla dacă cineva îi urmărește convorbirile apelând un număr de pe propriul telefon. Astfel, cei care doresc să afle acest lucru trebuie să sune la 544.
Dacă în telefon se aude un robot telefonic care spune că acest număr nu există sau că abonatul nu poate fi contactat, înseamnă că nu aveți telefonul ascultat. Dacă totuși, după formarea numărului, se aude un sunet ciudat, ca și cum s-ar încerca formarea unei legături sau alt zgomot, atunci acel aparat este cu siguranță ascultat. Un asemenea experiment a fost făcut și în cadrul emisiunii Pixelul Albastru de către Cristian Menegon. Pe unul dintre telefoanele redacției nu a apărut niciun semnal. În schimb, pe celălalt au apărut sunete care ar demonstra că telefonul este ascultat. Foarte tare. Articolul este pe click.ro. Bine, nu este site-ul meu preferat, click.ro, nici pe departe, dar în fine. Numărul la care îți dai seama dacă ai telefonul ascultat. Pur și simplu luați un telefon și sunați la 544. Haideți că o să încerc prima dată cu telefonul meu. Haideți să vă spun la ce trebuie să vă așteptați. Dacă intră un robot, înseamnă că nu aveți telefonul ascultat. Dacă se aud niște sunete ciudate în momentul în care faceți acest lucru, înseamnă că aveți telefonul ascultat. Deci dăm la 544 și dau pe difuzor. Băi, să-mi spui dacă îl țin aici, dacă se aude. Bun, deci am tastat un număr greșit, da? Ați auzit. Asta spune robotul în momentul în care nu ai telefonul ascultat. Deci eu pot să vorbesc la telefon liniște, deși după ce am spus chestia asta în emisiune, la revedere. Da, bun, mai am un telefon aici al unui coleg de-a meu și îl vom verifica și pe el să vedem dacă are sau nu. Deci 544, da, din nou. Dăm la 544 și dăm pe difuzor, ia. Ați auzit, da? Deci cam... ăsta este, nu este număr de fax, deci nu sună un fax, așa se aude când aveți numărul ascultat. Deci colegul meu s-a scos din punctul ăsta de vedere. Recomand când sună pe cineva de acum să-i salute și pe ascultătorii lui din telefon, pentru că are mulți prieteni, probabil, care îl ascultă. Bun. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit. Eu vă dau întâlnire și mâine seară, începând cu ora 18:30, pentru a urmări cele mai importante evenimente din Pașcani, împrejurim Târgu Frumos și Hârlău. Toate cele bune! Chiar dacă primăvara s-a instalat calendaristic de ceva vreme în cea mai mare parte a Europei, în zona geografică a Moldovei, temperaturile continuă să fie sub media acestei perioade și după data de 20 martie. Valul de aer rece revine începând de mâine și în zona geografică a municipiului Pașcani.